Probabil mă veți întreba ce Dumnezeu s-a întâmplat cu mine, ce este cu această schimbare. Poate ar trebui să vorbesc puțin mai încet că mi-e deschis geamul și totuși la nu se dune vecine prin fața blocului. Am hotărât în urmă cu vreo lună de zile să fac o schimbare și ce se întâmplă în momentul de față este rezultatul acelei schimbări și îmi place foarte mult. Cu siguranță mă schimbă radical lucrul ăsta și mă face să descoper noi teritorii ale personalității mele și să vreau să încerc lucruri noi și să testez, să descoper și să mă dezvolt eu ca om și ca individ în lumea aceasta. Am fost în dimineața asta la Anca, care s-a ocupat de treaba asta și care mi-a făcut treaba asta în cap. Inițial am fost șocat, trebuie să vă spun, dar după ce m-am ajuns acasă, le-am spălat pentru că era într-o cu totul altă zonă și nu mă avantaja. Le-am spălat și le-am aranjat în modul în care consider eu că îmi place și pe poziția care consider eu că îmi place și a rezultat asta și îmi place foarte mult, vreau să știți și mă bucur tare mult că am făcut schimbarea asta și mulțumesc fete pentru suportul pe care l-a oferit în acest demers de autocunoaștere și de dezvoltare personală. Da, dacă nu v-ați dat seama din titlu, ca să o luăm pe aia dreaptă, începem un nou daily vlog astăzi pentru că n-am mai filmat de mult, de vreo 2 săptămâni, cred, și vreau să filmez treaba asta cât timp e încă frumos afară ca să se va anunța o zi caldă de sfârșit de august. Vreau să ajung astăzi la o cascadă pe care am filat-o eu de multă vreme pe Instagram în poze și sper să se îndure cineva de mine să mă duc acolo pentru că e fantastic acolo și vreau să vă arăt și vouă cum e locul ăla. Apoi spre seară voi avea ceva activități pe aici, în principiu, și vreau totuși să fiți așa parte din viața mea, să vă conectați cu mine, să vă simt aici aproape și să mă simțiți alături de voi în casele voastre, pe ecranele voastre și să, nu știu, luați parte așa la tot ce se întâmplă în viața mea, că știu că vă place treaba asta. Și legat așa de luat parte de subiectul ăsta, vreau să știți că în urmă cu vreo săptămână am dat startul unei serii de clipuri foarte personale. Ce ați văzut voi până acum aici a fost apă de ploaie față de ce mi-am propus eu să scot în evidență în cadrul clipurilor acelora. Este ceva foarte personal, un subiect despre care n-am mai vorbit pe internet și pe care am vrut să-l ating în sensul ăsta pentru a trage un semnal de alarmă celora care se află în situații de genul ăsta și a arăta oamenilor că poți să treci și prin niște momente nasoale și acelea să te aducă cu picioarele pe pământ, să semnalizezi faptul că cu toate că există momente în viața asta în care ești la pământ, în care ești mai jos decât crezi tu că ai putea să fii, poți să treci și peste fazele astea și peste momentele astea și să te ridici, să mergi mai departe și să găsești puterea de a te remonta și a continua drumul și a merge mai departe. Despre asta e vorba în clipulețele acelea. Dacă nu uit, în momentul în care editez, o să vi le pun cu link în descriere și vă recomand să, nu știu, vă uitați. Pentru aceia care vor să cunoască, nu știu dacă neapărat o altă față, însă o față pe care eu n-am mai arătat-o în mod public aici pe internet. Da, cam ăsta a fost demersul meu din această dimineață. Îmi termin aici cafeaua, am aici un voal, o perdea care se flutură așa într-un mod foarte romantic și foarte poetic pe lângă cameră și formează așa niște valuri foarte interesante. Termin aici cafeaua care am lăsat-o dimineață, pe care am lăsat-o dimineață, să ne exprimăm corect. Apoi mă uit să văd ce mai am de făcut pe net, că am eu niște chestii de rezolvat. Și sper să pornim la drum și să facem treabă și astăzi. Și cu voi mă aud cel mai probabil după ce ies din casă. Enjoy! Oh, ce-mi place! Da, se întâmplă o situație care nu știu dacă neapărat trebuia să se întâmple, însă, op, ce să vezi, inevitabilul s-a produs și după ce am mâncat, am zis că mă întind 15 minute și întins am rămas. E ora, stați așa să vă spun în 2 secunde, e ora 18:05 și m-am trezit de vreo jumătate de oră cât am apucat să mă desmedicesc un pic de cap, că eram foarte buimac
și să merg până la baie, să renunț la ce aveam aici în partea asta, că mi se părea puțin cam dubios. Și bine am făcut, că îmi place mult mai mult cum arată și cum se armonizează cu părul, toată partea asta. Nu știu dacă să o las și asta sau să o iau, dar în momentul de față o păstrăm. Da, ce vedeți aici pe mâna mea este rezultatul unei arsuri pe care mi-am produs-o. În urmă câteva zile am făcut o tortilla de aia pe care v-am arătat-o în ultimul daily vlog. Am făcut o tortilla de aia și m-am ars, evident, în timp ce învârteam lipia aia pe acolo până tigaia ca să fie bine, să nu fie rău și să am și eu ce să mănânc. Am ațipit și m-am odihnit, dar a fost așa un somn ciudat, că am visat că eram în satul mare, la ai mei, și udam cu un furtun toate grădinele alea din fața blocului, a tuturor blocurilor care erau în jurul cartierului, în jurul blocului. Și la un moment dat știu că m-a sunat ceva polițist ca să-mi spună că s-a produs o fisură la furtunul respectiv și inundase întreg cartierul cu apă. Și când am simțit la un moment dat, în timp ce povestea, în timp ce vorbeam cu respectivul polițist în vis, am simțit că mi se udă picioarele și după care am simțit că mi se udă picioarele, m-am trezit instant și eram așa, ok, pe ce planetă trăiesc, unde îs, pe ce lume sunt, cât e ora. Și mă enervează momentele astea în care mă trezesc așa, buimac de cap, că îmi ia destul de mult timp, trebuie să vă spun, să îmi revin la normal și să mă remontez, da? Acum sunt remontat și pot să vorbesc cu voi. Planurile pentru asta au cam dus pe apa sâmbetei, astfel încât ce voiam eu și ce visam eu cu cascade și cu chestii nu va fi posibil, însă am totuși să salvez ziua și să nu stau în casă toată ziua și am făcut o rezervare la un film de seară și veți întreba unde Dumnezeu lui mește la filme în timp de pandemie, când toate sunt închise. Ei bine, în Baia Mare, la Baia Mare Value Center, există o treabă foarte interesantă și anume un cinema drive-in. Și oamenii ăștia rulează filme în parcarea în parcarea supermarketului, diferite filme în fiecare seară de la ora 9, ceva în zona asta am înțeles, și în seara aceasta va fi A Star Is Born cu Lady Gaga și Bradley Cooper și am zis că vreau să văd și eu treaba asta și mi-am dorit de mult să mă duc la o experiență de genul ăsta, pentru că de fiecare dată când mergeam în zonă, la cumpărături, ori la Selgros, ori la Carrefour, că acolo îmi fac cumpărăturile în general și la Auchan uneori, acolo găsesc batoane proteice. De fapt, când treceam prin zona aia, vedeam oameni în mașini uitându-se la film și mi se părea foarte tare chestia și mi-aducea aminte oarecum de Fred Flintstone când mergeau ei cu mașinile și am zis că trebuie să trăiesc și experiența asta odată în viață și să mă duc. Și în seara asta numai bine am făcut că am făcut rezervare. Filmul va începe de la ora, stați că vă spun într-o secundă, va începe de la ora 21 și accesul în zona de eveniment se face exclusiv în intervalul 19:30-20:30. Deci avem o oră de acum încolo, da, o oră și un pic, să mergem și să intrăm să facem treaba acolo, să ne așezăm, să găsim un loc de parcare. Și problema mea în momentul de față este haleala, pentru că nu știu cum voi face. Că în momentul ăsta mi-e foame, că am mâncat la prânz, nu știu dacă ați văzut că am făcut o fai de capul meu ce am făcut la prânz, ce am mâncat. Am o problemă acum că mi-e foame și nu știu ce să fac, mânc acasă, că am eu în frigider niște sos de bolognese al meu, cu niște paste aș putea să mănânc, dar în același timp eu când merg la filme vreau să mănânc și tot felul de porcării de alea de acolo, astfel încât dacă mănânc acum nu voi putea mânca de alea. Și mă cam bate gândul să le fac pe amândouă, dar ne gândim. Da, legat de ce început să vă spun cu la prânz, să știți că în ultima perioadă se întâmplă o treabă la mine în ceea ce înseamnă testare de mâncare. Și eu n-am fost dintotdeauna așa, n-am avut pofte de genul ăsta, n-am simțit nevoia să testez lucruri pe care în mod normal nu le mănânc. Dar de vreo 2 ani încoace fac chestia asta constant și de vreo câteva săptămâni am descoperit conopida acum. Vine să râd acum că am făcut o porcărie. Am descoperit conopida cu maioneză și acum vreo lună de zile am mâncat
conopidă cu maioneză timp de o săptămână. Asta nu pentru că n-aș avut ce să mănânc, ci pentru că mi-era poftă. Deci atât de satisfăcător, o atât de mare satisfacție îmi dădea masa făcută, servită, compusă din conopidă cu maioneză, încât, Doamne Dumnezeule, am făcut efectiv ravagii în sensul ăsta și am exagerat și am avut nevoie de o pauză destul de lungă de la meniul ăsta, însă ieri am cumpărat o conopidă și am făcut-o și azi am mâncat vreo 6 felii de pâine cu conopidă la prânz, cu usturoi, mamă și cu sare, deci Dumnezeu există. Când e vorba de chestii genul ăsta, Dumnezeu s-a pogorât și este aici în sânul familiei. Da, a fost foarte bun, delicios, vom mai încerca și vom mai mânca. Aș vrea să încep să mănânc și pește, trebuie să vă spun, însă mi-e groază de mirosul ăla care îl emană acel animal și ăsta mă împiedică să mănânc. Da, poate ar trebui să găsesc ceva, să încerc o rețetă aici, la mine, de pește să o gătesc eu sau ceva conservă, dar de conservă mi-e cea mai groază, că aia pute ca naiba. Și nu cred. Dar vedem pe viitor. Bun, gata, vă las, că deja văd că este cât 19 și 19 minute și trebuie să mă pregătesc, să strâng pe aici un pic, că n-am apucat să strâng, vreau să dau cu aspiratorul rapid, să dau cu mopul înainte de a pleca. Și cu voi mă aud la film. Between concrete walls, there's a place for us, where we could go, where we could be alone. Between city lights, we don't have to hide. I wanna go, do you wanna follow? There's something in the air, I can't explain it, but it's there. Este ora 23 și 41 de minute și am ajuns acasă de vreo 10 minute, cât am apucat să renunț la partea inferioară a veșmintelor care îmi acopereau, ce să vezi, trupul ăsta de Adonis, fiindcă efectiv simțeam că explodez. Am mâncat în seara asta, vreau să știți, tot ce nu mănânc în mod normal și lucrul ăsta s-a simțit, dar nu regret nicio secundă, pentru că genul ăsta de experiență pe care am trăit-o în seara asta a fost una cât se poate de inedită și vă recomand din toate punctele de vedere, dacă aveți ocazia să mergeți la genul ăsta de filme în formatul ăsta, să nu spuneți pas, să nu spuneți nu, pentru că merită din plin. Am simțit cum n-am simțit niciodată un film în seara asta. Acum nu știu dacă a fost neapărat între ghilimele vina filmului, pentru că a fost unul de excepție, eu nu sunt genul care să meargă așa la filme și probabil v-ați dat seama din ce ați mai văzut pe la mine pe canal, că atunci când filmez genul ăsta de daily vloguri, de filmulețe, de clipulețe, nu vedeți și n-auziți că m-aș duce la filme. Astfel încât atunci când mă duc la o chestie de genul ăsta, se poate întâmpla să nu-mi placă, să rămân dezamăgit, dar în seara asta vreau să știți că a fost ceva ce trebuie și am rămas așa impresionat. Iertați-mă, dar pare să că... mă deconectez încet. Filmul a fost unul cât se poate de sensibil și m-a dus în niște zone în care nu credeam că o să ajung și mi-a plăcut. Vă recomand și vouă, dacă aveți ocazia să mergeți, chit că îl vedeți, nu știu, în formatul care l-am văzut eu, chit că îl prindeți pe la cinematograf sau îl vedeți efectiv pe Netflix, vă recomand să o faceți, fiindcă merită să trăiți genul ăsta de experiențe și să vedeți genul ăsta de filme.
Acum, după cum v-am spus, e ora târziu, 23:43 și mă voi schimba de totul. Voi renunța și la veșmântul care mi acoperă partea asta foarte minunată pe care o vedeți voi aici, la cameră. Mă voi schimba și mă voi pune la șlafăn. Sper să reușesc să adorm, pentru că astăzi am băut cam 3 cafele. Una dimineața înainte de a pleca la tuns, o a doua la tuns și o a treia după ce am terminat cu tunsul. Și am mai dormit și puțin după masă, astfel încât sper să nu existe niște probleme foarte mari în ceea ce presupune somnul. Mâine voi avea o zi lungă pentru că am de lucrat ceva, dar am și de deplasat. Vreau să mă deplasez mâine și am nevoie de energie, astfel încât să vă rugați să fie bine, ca să nu fie rău și să pot să dorm. Cu toate că rugile voastre, oricum ar fi ele, dacă or fi, vor fi în zadar în momentul în care vedeți voi clipulețul și probabil somnul meu se va fi săvârșit. Gata, nu mai zic nimic, că e timpul să mă pun și eu la somn, pentru că pare să că din nou se activează mecanismul ăsta al căscatului și cu voi mă aud mâine dimineață la cafea. Bun, ne auzim! Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Deci sunt ceea ce se poate numi o epavă. Am ajuns acasă de vreo câteva minute și am aruncat tot ce aveam pe mine la spălat, fiindcă eram foarte, foarte transpirat și cineva bate o minge de ceva în fața blocului. Auziți, nu? Super, tot ce aveam nevoie. Am ajuns acasă și sunt rupt, sunt frânt, pentru că am bătut drumul ăla de munte care m-a epuizat din toate punctele de vedere. Locul a fost mișto, nu știu dacă ați auzit ceva, cât timp am cuvântat acolo la fața locului, pentru că era foarte mare zgomotul din pricina apei care cădea. Dar vreau să știți că a fost superb și dacă sunteți în Baia Mare, dacă sunteți în Maramureș, eu vă recomand să vizitați locul acela. Cascada Ștur de la Blidar se cheamă locul și e destul de ușor de ajuns. Drumul e destul de anevoios, fiindcă da, nu e făcut, nu e asfaltat, e drum de piatră. Însă dacă veți întreba pe acolo oameni, cu siguranță vă vor îndruma, că și în cazul meu a fost la fel. Și merită, e frumos. Eu m-am speriat inițial când am văzut așa niște review-uri pe internet, că eu fac parte dintr-un grup pe Facebook care recomandă lucruri de genul ăsta spre a fi vizitate și vorbeau acolo despre vipere și despre șed care ar fi posibil să fie prin zona aia și deja mă gândeam, bă, ce se întâmplă dacă cumva mă întâlnesc cu vreun animal de la slavă cerului, că n-a fost cazul. Și nici n-a fost de altfel atât de nasol precum descriau oamenii de acolo, ca fiind împrejurimile până ajungi la locul cu pricina. Deci, dacă sunteți în zonă, vizitați locul, e superb, merită din toate punctele de vedere să îl vizitați. Eu aș vrea să mă duc cât de curând, dar nu cred că o să fie cazul, pentru că am niște idei de poze în minte și o să vi le pun aici sau aici. Niște poze într-un cadru de genul ăsta, într-o cascadă cu foarte puține haine pe mine, însă în sensul ăsta ar trebui să obțin niște forme care să mă avantajeze și să scoată în evidență ceea ce vreau eu să scot și în consecință, spre a face astfel de poze, am nevoie de un fizic
ceva apropiat de Adonis. Ceea ce în momentul de față nu este cazul, însă cred că mă motivează și mai mult un astfel de scop să mă apuc de treabă spre a ajunge la forma pe care mi-o doresc. Da, cam atât a fost pentru acest moment. În următoarele minute, poate chiar ore, vreau să mă relaxez puțin, am nevoie de some rest, să mă odihnesc, apoi o să editez niște materiale pe care vreau să le termin cât de curând și spre seară nu știu dacă mai fac ceva, dar credeți-mă că sunt aici și vă dau raportul precum o fac de obicei. Nu mai zic nimic și ne auzim cât de curând. Într-o poziție în care să mă vedeți, însă mi-e destul de greu, așa, astfel încât va trebui să improvizez cu asta, sper, opa, nu-i bine, stai așa, e acceptabil, stați pe un ghes în momentul de față, poate ar trebui să mai pun ceva totuși să fie bine ca să nu fie rău, dar ce să pun oare? Hai să vedem dacă... Să-mi dobor casa, această mașină de tăiat lemn, poate ar fi mai înaltă, ia să vedem noi. Să vă trecem de la lux la chestii pragmatice. Așa, da, e târzior, e ora 23 și 31 de minute și am terminat de mâncat și de spălat vasele. Îmi era dor să stau în locul ăsta, fiindcă aici făceam în fiecare seară, în majoritatea serilor, de vlogmas, încheierea clipului. Și fix de asta mi-am adus aminte că m-am așezat în punctul ăsta. S-au mai schimbat de atunci niște lucruri, dar amintirile au rămas așa foarte profunde și acolo, în corazoncitul meu. Să depășesc totuși momentul ăsta și să vă spun ce s-a mai întâmplat astăzi. După ce am vorbit cu voi din pat, că mi-am dat seama că foarte mult am vorbit cu voi din pat zilele astea două, după ce am vorbit cu voi, am dormit cam o oră, după care am plecat la cumpărături și n-am luat camera cu mine, n-am filmat pentru că, ce să spun, mă enervează să iau camera cu mine prin supermarketuri și prin magazine, fiindcă toți... Știți voi povestea clasică, ce filmezi, n-ai voie, du-te dracu, lasă-ne în pace, nu ne interesează, taci din gură, oprește camera, asta când am să vă scutesc de încă un moment de ăsta în care refulez frustrarea și să nu iau camera să filmez. Am fost în Selgros și în Auchan să iau niște chestii pentru casă și săptămâna care urmează. Apoi am ajuns acasă și am gătit. Am preparat sosul ăla pe care l-am făcut eu în urmă câteva zile. L-am scos de la congelator, ăla de care vă spuneam ieri că trebuia să-l mănânc, nu l-am mai mâncat până la urmă. Și l-am mâncat astăzi cu pastele alea foarte bune. Vă recomand și vouă dacă mergeți prin Kaufland să le încercați. O să vă pun aici, că nu știu cum se cheamă în momentul de față, dar am vorbit despre ele în ultimul vlog, în ultimul daily vlog. Dar o să vă las aici imaginea cu ele să intrați, să vi le luați dacă aveți ocazia și dacă aveți Kaufland sau Auchan sau Selgros, cred că magazine să se găsesc, vă recomand ca fiind cele mai bune paste ever pe care le-ați putea mânca și nu recomand niciun fel de partnership treaba asta în momentul de față. Efectiv sunt bune și vi le recomand să le încercați.
fiindcă își merită toți banii și sunt echivalentul gustului pastelor pe care le făcea bunica mea. Dacă știți voi cum se fac pastelele din pătură, e bine, astea sunt pastelele din pătură. Și după ce am mâncat, în timp ce mâncam, de fapt, m-am uitat la Sex and the City, filmul 2, că știți că are două părți, pe lângă sezoanele alea multe pe care le are serialul. Are și două filme, primul ăla în care o părăsește Big pe Carrie la starea civilă și al doilea când pleacă în Abu Dhabi. Și ăla am văzut în seara asta cu Abu Dhabi, cât am apucat să-l văd. Și de fiecare dată când văd filmul ăla, că îl revăd așa de vreo 2-3 ori pe an, redescoper scene noi pe care nu le-am zărit și nu le-am văzut în celelalte dăți în care am văzut și mi se pare foarte amuzant. Și asta vă recomand să vedeți dacă aveți ocazia. Și odată cu aceste ocazii pe care vi le-am relatat eu aici, cred că a venit momentul să închei acest vlog, pentru că deja s-au adunat materiale spre acesta, astfel încât o lăsăm aici, punem punct aici și ne vedem data viitoare, înainte de a vă mulțumi, pentru că ați fost aici alături de mine, dacă v-ați uitat la vlog, să îmi spuneți în comentarii cum vi se pare treaba asta din cap, să știți că îmi dau seama cu cât trece timpul, parcă devine din ce în ce mai naturală treaba asta în capul meu. Dacă ieri mi se părea puțin cam prea evidentă culoarea, astăzi, în seara asta, venind despre Oșan, la lumina apusului, mi s-a părut cu totul și cu totul schimbată. În mai bine treaba asta și mă bucură mult mai mult ce se întâmplă acum. Bun. Gata, comentariu, like, subscribe la canal dacă vă place mufarele mea și dacă mai vreți să mă vedeți. Și cu voi mă aud, astăzi fiind luni, pentru voi ne auzim vineri. Enjoy!